Iohannis a rebufnit la adresa lui Dragnea, după anunțul lui PSD privind ambasada României în Israel, a vorbit în fața oglinzii video. Klaus Iohannis l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, după ce liderul PSD a vorbit, în cadrul întâlnirii cu președintele statului Israel, Reuven Rivlin, despre accelerarea consultrilor interne cu privire la relocarea ambasadei României la Ierusalim. Liviu Dragnea a vorbit în Israel despre accelerarea consultrilor pe mutarea ambasadei României în Israel. Îmi imaginez ce domnul Dragnea dimineața a vorbit în fața oglinzii și s-a consultat. A declarat Klaus Iohannis.